Am stat de vorbă cu foarte mulți oameni care au următoarea concepție. Bă, ai avut noroc că te-ai apucat nu știu când, pentru că acum e mult mai greu să te apuci, piața e saturată, mă rog, mulți consideră că ar trebui să nu se mai apuce de un lucru pentru că piața este saturată. Și aici mă refer la orice. Nu mai fac un magazin online că piața e saturată. Nu mai fac un magazin fizic că piața e saturată. Nu mai fac, nu știu ce, companie că piața e saturată. Aș face produsul ăsta, dar nu pot să mai fac, că piața e saturată. Nu știu, aș face niște accesorii, dar piața e saturată. Mi-aș face o pagină de Instagram să văd nu știu ce, dar piața e saturată și tot așa. Oamenii consideră, cei care caută scuze în mod special, care ar vrea să facă ceva, dar le e teamă, mereu bagă replica asta: aș face și eu, sau aș fi făcut și eu, sau trebuia să fac și eu, dar piața e saturată, nu mai apuc. Adevărul este următorul: ia gândește-te că te apuci acum și trec 15 ani, piața avansează și mai mult, și mai mult, și mai mult. Atunci o să spui același lucru: piața e saturată, nu pot să mă mai apuc. Aia care s-au apucat acum 15 ani, bafta lor. Păi, unul dintre acele persoane poți să fii chiar tu. Ideea e să te apuci. E cel mai greu să te apuci și e cel mai greu să treci prin acel proces de început, când te apuci de orice. Dar odată ce te înveți și trec niște ani, o să vezi evoluția. Evoluția se vede în timp, nu de azi pe mâine. Piața niciodată nu e saturată. Piața întotdeauna va avea nevoie de un nou lider, de un nou trend. Cum să zic, era nu știu, High Five, a apărut Facebook. A venit Facebook, după aia a venit Twitter. După Twitter a venit, nu știu, Pinterest. După Pinterest a venit LinkedIn. După LinkedIn a venit, nu știu, Instagram. După Instagram a venit TikTok. După TikTok, nu știu, cine mai vine? Au venit Shorts, au venit Reels, tot pe Insta. Au venit în continuu pe bandă rulantă alte metode de a consuma conținut. Pentru că oamenii au cerut asta. Au văzut platformele că se cere foarte mult conținutul scurt, amuzant, pe bandă rulantă. Nu știu, cum sunt poantele, glumele, scenele amuzante de la Fail Army și așa mai departe. Ideea care este? Mereu o să apară ceva nou, mai bun decât ce era înainte. Ceva așa poți să faci și tu. Poate să apară un canal nou care să rupă. Poate să apară un nou produs revoluționar care să fie wow. Nu știu, au apărut telefoanele mobile. Cine se gândea că în fiecare an o să apară inovație în domeniul ăsta de telefoane? Mereu apare ceva mai bun, mai bun, mai bun, mai bun, mai bun. Nu știu, au apărut tot felul de soluții pentru fotografi, pentru videografi. Era camerele alea foarte vechi și nasoale. După care au apărut telefoanele cu cameră foto-video, care s-au îmbunătățit. Acum îți cumperi, nu știu, e un Osmo Pocket, are gimbal, cameră și îl faci în buzunar și poți să faci super conținut. Adică au apărut tot felul de... Deși piața e saturată cu 1000 de camere, 1000 de accesorii, 1000 de produse, mă apare mereu câte unul care este wow, e revoluționar, e ce trebuie. Lumea îl iubește, lumea îl cumpără. Niciodată nu o să se oprească chestia asta. Mereu va fi cineva care va veni cu un produs inovator sau cu ceva mai bun decât oferă în general piața. Și asta poți să faci și tu, asta poți să facă oricine. Adică ce vreau să spun? Asta este doar o scuză. Bă, nu mă mai apuc să fac ceva, că piața e saturată. Din contră, e bine când este competiție, pentru că înseamnă că este piață. Tu de multe ori, am mai discutat un pic despre subiectul ăsta, tu nu ai nevoie de foarte mulți clienți. Gândește-te că vrei să faci un telefon mobil. Tu n-ai nevoie să vinzi cum vinde Apple miliarde de telefoane în fiecare an. Până la urmă, dacă îți faci o companie și vinzi un produs, sau vinzi un serviciu, sau vinzi o carte, sau vinzi orice, nu știu, n-am idee, ție nu-ți trebuie, ca să ai succes și să devii independent financiar, ca să dai înainte, să evoluezi, ție nu-ți trebuie milioane de clienți. 1 milion de clienți înseamnă puțin procentual, înseamnă mai puțin de 5% din populația României, până la urmă. Pe acolo. respectiv la nivel mondial 1 milion de oameni este ceva foarte mic. Să nu mai discutăm dacă vinzi ceva recurent la 3.000 de oameni. Vinzi ceva recurent de 10 euro la 3.000 de oameni. Câte abonamente îți trebuie? Adică, nu știu, cât înseamnă 2-3.000 de oameni raportat la populația unei țări? E infim. Bună ziua! Mersi! Cât înseamnă 3.000, 2.000, 4.000, 5.000 de oameni raportat la un oraș, la populația unei țări, la populația României? Înseamnă nimic. Înseamnă foarte puțin, procentual. De asta spun, faptul că cineva spune că piața e saturată înseamnă că nu vrea să încerce, înseamnă că și-a găsit o scuză să nu se mai apuce. Asta e o scuză, este o evadare. Întotdeauna există cineva care să-ți cumpere un produs. Nu trebuie să fie, mă rog, poți să te duci cât mai sus, depinde cât de tare îți dorești să evoluezi și la cine vrei să te duci, dar poți să ai succes în funcție de ceea ce crezi tu că e succes cu câteva sute de produse vândute, câteva mii de clienți, chiar câteva sute de clienți. Adică, nu știu, poți să ai 100 de clienți care să-ți plătească 100 de euro pe lună și ai făcut 10.000 de euro pe lună, poți să ai 1.000 de clienți care să-ți dea 10 euro pe lună și ai făcut 10.000 de euro pe lună, poți să ai 10.000 de clienți care să-ți dea 1 euro pe lună și tot așa. Dacă ne raportăm, de exemplu, la YouTube, eu nu știu dacă tu te uiți la acest clip, la toate reclamele, eu iau maxim 1 cent de la tine. Dar dacă adunăm cu miile de oameni care se uită, se adună. Se adună. Sunt multe moduri de a face business. Poți să ai volum mic, preț mare și clienți puțini. Poți să ai volum imens, cost foarte mic, care se adună. Depinde cum vei să activezi, în ce domeniu activezi. Ideea este că niciodată piața nu este suficient de saturată, este doar o scuză. Ca să nu mai zic că au tot felul de oameni, aoleu, stai așa că e criză, mamă, criza asta, nu mai poți să faci nimic, în țara asta nu mai poți să faci nimic, scuze din astea. Mereu poți să faci cam ce vrei. Trebuie să fii optimist, să-ți găsești nișa, să-ți găsești pasiunea și să depui mult efort, să începi. Odată ce faci chestia asta, după ce trec anii, o să vezi că o să te bucuri că ai început. Dacă stau să mă gândesc bine, faptul că mi-am început afaceri online acum, nu știu, de acum 5-6 ani visam să fac asta și am început să prosper abia acum 2-3 ani, dacă m-aș fi apucat acum, într-adevăr, era mai greu. Aș putea să spun că a avut noroc cine s-a apucat în 2009, 2008, printre primii. Dar asta nu înseamnă că dacă te apuci acum, nu poți să ai succes. Poate că este mai greu, pe de altă parte mai ușor, că ai mai multe tool-uri, mai multe plugin-uri, mai multe software-uri, poți să plătești o consultanță. Era mai ușor să crești atunci dacă erai foarte stăpân pe tine, cam în orice în online. Acum poate este mai greu, este mai volatil, dar acum ai și mai multe resurse, costuri mai mici și așa mai departe. Sunt avantaje, dezavantaje. Ideea este că piața niciodată nu este suficient de saturată. Mereu este loc și pentru tine. Dacă vii cu ceva special, muncești, depui efort și ești constant. Voi ce părere aveți? Aștept mai jos părerile voastre, vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.